Cred că am făcut o greșeală în această dimineață. Cred că am mâncat un biscuite și alături de mine se află un medic stomatolog care mi-a spus ceva de... Cred că trebuie să mă spăl pe dinți după ce am mâncat, bineînțeles. Și dacă vă e teamă de medicul stomatolog, cu siguranță după ce o vedeți pe Mirela Butuc, medic specialist pe Dodon, nu o să vă mai fie teamă. Bună dimineața și bine ai venit! Bine v-am găsit! Aș vrea să vorbim despre această teamă de dentist și sunt curioasă dacă ea mai există. Cred că era ceva de mult, de pe vremea când dentiștii scoteau dinții cu clești și aveam așa un film horror în minte de fiecare dată când ne gândeam la programare. Există din păcate și la copii, dar și la părinți. Cel mai adesea părinții sunt mai înspăimântați decât copiii și cel mai rău este că le transmit toată această stare copiilor, care vin unii dintre ei total înspăimântați la cabinet. Dar am înțeles că există acum scaune roz, există animăluțe pe pereți. Da, acum cabinetele noastre dentare sunt frumos amenajate, colorate, cu desene pe pereți, le dăm recompense, medicii, noi suntem instruiți, ne specializăm ca să putem comunica cu ei, să le tratăm dinții așa cum trebuie. Îi înveselim cu cadourile noastre, cu poveștile noastre din cabinet. Nu mai este ca pe vremuri. Lucrurile s-au schimbat. Mai există acea practică încetățenită la români de a scoate dintele copilului cu ața și clanța de la ușă? Da, există. Mai vin oamenii cu astfel de povești? Ieri am avut pe cineva, un părinte, care a venit să facem extracție la doi dintre al copilului și a zis: doamna doctor, eu am venit cu ața. Și mi-a arătat ața. Sincer, ieri. A venit cu ața de acasă? Cu ața de acasă, în buzunar. Wow. Că este foarte frică copilului, dar și lui era foarte frică. Și mă întreba dacă pot să-l ajut cu ața, cum să prind ața ca să-i scoată dinții. Da. Am zis că nu, până la urmă ne-am descurcat, primit și anestezie, avem noi un fel de a fi în cabine a povesti, ne-am făcut așa ca niște povești și am adormit dințișorii și am îndepărtat de acolo. Și au plecat foarte fericiți. Și dințișorii și ei. Dințișorii și copilul și părintele. Da. Am înțeles că mai există un tip de sedare, inhalosedarea, este și pentru copii sau doar adulții pentru operații? Inhalosedarea este minunată, ne bucurăm că există în vremurile noastre. Este și pentru copii și pentru adulți, că v-am spus, adulții sunt mai rău decât copiii. Este o metodă de sedare conștientă, un amestec de gaz ilarian, protoxid de aur și oxigen, o combinație care pur și simplu relaxează pacientul copil sau pe adult, le creează o stare de bine, de euforie, de calm și se dispare stresul pur și simplu. Ne ajută foarte mult. Am văzut la un moment dat foarte multe clipulețe pe internet cu tineri după ce își scosese rămăseaua de minte, foarte fericiți, făceau glumițe, părinții nu înțelegeau dacă e copilul lor, ce s-a întâmplat, cine l-a schimbat copilul. Da, pentru că această combinație, protoxidul de azot, ne ajută foarte mult, se relaxează foarte bine pacientul. Practic, nici nu știe când trec minutele, când trece timpul, nu știe ce i s-a întâmplat, se relaxează foarte mult. Și noi ne putem face treaba foarte bine, putem aduce anestezia, putem face extracții complicate, putem să ajutăm leziunile carioase foarte profunde. În mod normal, copilul nu stă întotdeauna să rezolve astfel de probleme. Și atunci, inhalozarea ne ajută foarte mult. Înainte să vină părinții cu copilul la stomatolog, cum ar trebui să-i pregătească astfel încât să nu le amplifice vreo teamă pe care ar putea avea? În primul rând, recomand părinților să-și ducă copiii în clinicile, să-și aducă copiii în clinicile noastre specializate cu profil pediatru, pentru că aici, repet, întâlnesc, în primul rând, personalul nostru medical este specializat în acest domeniu, îi întâmpinăm cu cadouri, cu pereți colorați, cu scaune colorate, cabinetul este amenajat fix pentru ei și este minunat, putem să-i ajutăm așa, pe cei mai mulți. Care sunt problemele pe care le aduc copiii cu ei în cabinet? În afară de teamă, sincer, cariile dentare ne îngrijorează faptul că din ce în ce mai mulți copii la vârste foarte mici, foarte fragede, începând cu 2 ani, vin cu carii complicate. Practic, copilul nu mai are nici din gingii măsele. Nu-i putem ajuta, iată, cu inhalosedarea, pe aceștia le recomandăm să-i adormim. Să-i putem ajuta, să le reabilităm gurița întregime.
Sunt curioasă dacă o carie existentă pe dintele de lapte poate să afecteze dintele definitiv în viitor. Da, un punct de carie micuț pe un dinte de lapte care este foarte sensibil, dar smaltul este foarte subțire în cazul dinților de lapte, evoluția poate fi spectaculoasă. În doar două luni jumate poate să ajungă la nerv, implicit la camera pulpară, și de aici apar problemele. Copilul nu mai doarme, nu mai mănâncă, nu se mai hrănește, poate face temperatură, se poate umfla, apare acest absces dentar care este foarte supărător. Iată. Am înțeles că și pentru noi adulții este recomandat să ajungem în cabinetul unui stomatolog măcar la 6 luni. Da, ar fi ideal, este minunat. Că odată la 6 luni să mergem la controlul periodic, la profilaxia completă pe care o primim în cabinet, florizările pe care le primim pentru dinții. Da, medicul observă în amănunt dacă avem sau nu avem leziuni carioase, dacă suntem predispuși, primim sfaturi, ne învață cum să periem dinții. Este minunat și este important să venim la un medic dentist la 6 luni. Copiii la ce vârstă ar trebui aduși la medicul stomatolog? Eu țin minte că fratele meu, din păcate, nu știu exact. A spus că de la tetina de silicon ar fi făcut un soi de reacție alergică și avea toți dințișorii de lapte cariați, absolut toți. Deschidea gura și era mai mult negru decât alb. Era ceva crunt. Da, pentru că noi recomandăm tuturor părinților să-și aducă copilul la un medic dentist, pediatru, pedodont, de la apariția primului dințișor. Nu neapărat pentru că acel dinte are carie, dar primește informații necesare care îl ajută pe părinte să trateze dințișorii copilor pe mai departe. Și astfel cumva preîntâmpinăm aceste eventuale carii care apar foarte rapid. Cred că ar fi fost util să meargă la un medic stomatolog și pentru faptul că avea și bolta palatină, fratele meu, foarte adâncită, motiv pentru care ani de zile a mers la logoped. Și, de fapt, soluția ar fi fost aparatul dentar cu care se chinuie și în ziua de astăzi. Da, foarte important este, noi trimitem pe toți copiii noștri care vin la clinica noastră, la vârsta de 7 ani, îi trimitem pe toți la un medic ortodont, la o consultație, pentru a vedea cum este ocluzia, dacă mușcă bine, dacă dinții sunt bine aliniați. Este foarte important. În momentul în care au erupt molarii aceștia de 6 anișori, incisivii central, superior și inferior, acesta trebuie să meargă la un medic ortodont pentru detalii. Cred că de multe ori părinții vin la cabinet când apare o problemă. Cât de important ar fi să vină înainte pentru prevenție? Ar fi foarte important. Din păcate, vin doar când îi doare ceva pe copil sau când sunt foarte umflați, când dau temperatură, când pur și simplu nu prea poți ajuta așa din prima. Dacă este un copil anxios, care n-a fost obișnuit, iată, mai de demult să vină să obișnuiască cu cabinetul, cu medicul, cu personalul, este destul de rău și de greu să-l pui pe scaun, să-i pui anestezie, să-l faci să țină gurița deschisă și să deschizi practic dintele sau măseluța. Este destul de complicat. Avem destul de multe cazuri. Ar fi bine, de exemplu, să venim regulat astfel încât să tratăm cariile și eventual la un moment dat să se realizeze și o sigilare a dinților? Da, acesta este idealul nostru și recomandăm din nou să vină la aceste controle de 6 luni, pentru că atunci realizăm și profilaxiile aceste periodice, punem flor pe dințișori, sigilăm molarii care n-au carii și astfel cumva ținem așa în frâu caria dentară. O observăm din timp, dacă apare, o tratăm și monitorizăm foarte atent dințișorii. Am copilărit cumva într-o generație în care erau la modă reclamele pentru pastele acele adezive, pentru placa bunicii pe care în desene o vedeam așa aruncată într-un pahar și ne speriam. Dacă un copil este adus din timp la medicul stomatolog și învață să aibă o igienă potrivită și iată, poate îi se și sigilează dințișorii la un moment dat, ar putea să înainteze în vârstă fără teama că va trebui să-și înlocuiască dinții prea curând? Da. Noi îi sfătuim pe toți părinții să-i ajute pe copii la periajul de seară. Cei mai mulți îi lasă să se spele singuri. Copiii nu știu să se spele singuri pe dinți la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani, nici la 5, nici la 6. Nici la 25. Da. Deci până pe la 8 ani jumătate, noi îi sfătuim pe toți părinții să-i ajute la periajul de seară. Îi învățăm în cabinet, le arătăm, le desenăm, le povestim. Cumva ne luptăm așa cu conceptul acesta.
mentalitatea noastră românească zice așa, lasă că se spală singur, că e mare, trebuie să fie independent. Dar nu e chiar așa. Dar sunt și părinți care ne înțeleg și care ne ascultă și fac asta foarte frecvent acasă cu copiii lor și avem mulți pacienți care, da, la 8 ani jumătate copilul se spală singur pe dinți și corect, este foarte important. Și nu au carii, adică vin doar la controlele periodice ale noastre. Da. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile din această dimineață. Eu cred că s-a mai ameliorat din teamă pentru telespectatorii care te-au auzit vorbind în această dimineață și te așteptăm cu drag oricând. Mulțumesc și eu, mult drag! Mai departe, aș vrea să le urez la mulți ani celor de la Infocons. Ei pe 18 aprilie împlinesc 18 ani, motiv pentru care îi felicit pentru tot ceea ce fac și în această dimineață, de la Sorin Mierlea, președintele Infocons, avem câteva informații în privința măștilor de protecție pe care le tot purtăm în această perioadă. Discutăm de măști. Până mai ieri, masca ni se părea așa ceva când mergeam la un bal mascat, mai luam copilului, ăla devenea să ne ceară banii sub amenințare sau un medic pe care îl vedeam când ieșea din operație. Astăzi purtăm cam toți măști, suntem obligați să purtăm măști, este spre binele nostru să purtăm măști. Dar ce măști cumpărăm? De unde le cumpărăm? Și la ce să fim atenți, măcar știm? Ar trebui să înțelegem că când discutăm despre măști neconforme, alertele europene au depășit deja 170 de măști care sunt deja ca și tipuri neconforme. Autoritatea publică a statului, din păcate, nu a făcut atât de mult din perspectiva monitorizării, controlului, distrugerii unor astfel de tipuri de produse și mai ales închiderea agentului economic care face o astfel de măgărie, pot să-i spun, fiindcă când discutăm despre o mască neconformă, spui în pericol și viața ta și viața celorlalți. Iar când discutăm despre o mască conformă, ar trebui să înțelegem că o mască, dacă tot discutăm pe zona de sănătate, în primul rând trebuie să fie o mască medicală, dacă chiar o dorim de o protecție majoră sau o mască chirurgicală, discutăm despre o protecție și mai importantă, dar trebuie să fie eticheta în limba română, marcajul de conformitate european, celebrul CE, să fim foarte atenți despre el, să ne uităm la țara de proveniență și până la urmă la cel care este producător sau importator, fiindcă trebuie să se regăsească foarte clar pe etichetă că dacă avem o problemă să putem să-l contactăm la o adresă poștală, la un număr de telefon, o adresă de site unde să putem să identificăm datele acestui operator care a pus în comercializare aceste produse, ce tip de mască este, din punct de vedere al faptului că este o mască medicală, o mască chirurgicală sau un alt tip de mască, să te acopere de praf, să-ți țină de cald, să fie doar așa de frumusețe, fiindcă o mască de frumusețe, nu știu dacă ne trebuie, ne dăm cu ruj, ne dăm cu far, ne dăm cu ce-om vrea noi, dar o mască de frumusețe este pentru altceva, pentru concursul de frumusețe. Când discutăm despre o mască care să ne protejeze cu adevărat de sănătate, trebuie să fie o mască medicală, o mască chirurgicală. Și nu în ultimul rând, când discutăm despre măști, haideți să le cumpărăm din farmacie, le mai cumpărăm online, dar să ne uităm pe etichetă înainte de a le comanda, iar când ajung, dacă ni se pare ceva că nu este în regulă, le putem da în 14 zile imediat înapoi și să ne recuperăm banii. Dacă este o cutie mare, nu băgăm mâna și să cumpărăm de acolo o mască. Fiecare mască trebuie să fie ambalată individual, pe fiecare mască trebuie să regăsească marcajul CE, informațiile în limba română, ingredientele din care este confecționată masca, ce tip de mască este, cine este producătorul, importatorul, distribuitorul, fiindcă altfel, băgând mâna acolo cu ceilalți și facem doar un exercițiu că așa trebuie să ne punem masca pe față, ne putem face până la urmă poate mai mult rău nouă copiilor, părinților, bunicilor și tuturor. Așa că dacă discutăm de măști, haideți măcar să fie măști conforme, iar dacă avem suspiciunea că este o mască neconformă, 021 9551. Numărul unic de protecție a consumatorilor, iar pe site-ul Infocons găsiți toate alertele cele peste 170 de tipuri de măști, cum arată poza, cum arată cutia, cum arată masca respectivă, că până la urmă a devenit masca un ingredient pe care îl avem în fiecare zi, îl purtăm în fiecare zi, iar odată cu purtarea ei putem să ne facem bine sau ne putem să ne facem rău. Depinde de noi, de fiecare dintre noi. Așa că luați atitudine și să fim cu o nouă atitudine. De dimineață este foarte bine să ne informăm, așa că vă anunț că posibilitatea infectării cu virusul SARS-CoV-2 în aer liber este infimă. Aerosolii își pierd puterea în spațiile deschise, spun experții de la un institut german. Cifrele arată că doar o persoană din 1000 s-a infectat afară. Concluzia este valabilă și în cazul unor grupuri mai mari de oameni, mai spun experții germani.
Restricțiile privind activitățile în aer liber, inclusiv purtarea măștii de protecție, nu sunt recomandate și aceste restricții sau masca sanitară nu influențează creșterea numărului infectărilor. Este concluzia unui studiu al experților germani de la Institutul Koch. Ei afirmă într-o scrisoare transmisă Guvernului Federal German că pericolul este la interior, cum este cazul sălilor de clasă sau al birourilor. Circulația aerului este mult mai intensă afară, spun experții germani de la Institutul pentru Igienă și Sănătate Publică de la Universitatea din Bonn. Curenții de aer slăbesc rapid concentrația inițială, iar picăturile se usucă mai repede afară și se diluează mai rapid. Atunci când așteptați în stație, stați la coadă sau nu vă simțiți în siguranță, masca este evident indicată. În spațiile deschise se recomandă purtarea măștii atunci când nu se poate respecta distanța minimă între persoane, cu atât mai mult cu cât oamenii sunt îngrămădiți sau când nu se pot evita aglomerările. Așa cum v-ați obișnuit, dacă nu v-ați obișnuit, vă reamintesc, miercuri din două săptămâni vă întâlniți cu Robert Nicolae Ferraru, este social media manager și să știi, Robert, bună dimineața, dacă ar fi să dau ceva virus prin interior, n-am mai că ți-aș da, dar n-am. Deci nu se poate. Ești în siguranță aici cu noi? E ok, nici nu mă îndoiam legat de acest subiect. Îți mulțumesc pentru prezentare, clasic, ca de obicei, și chiar vreau să spun încă o dată că îmi place foarte mult ținuta ta din această dimineață și poate fi o ținută de giveaway, pentru că astăzi vom vorbi despre giveaway-urile pe Facebook și pe Instagram și vom explica în detaliu ce se poate face, cum se poate face, cumva de la idee la implementare. Ok, un pantof pot să dau jos, dar ochia chiar nu. Adică... Nu. Un outfit complet poate fi un premiu pentru diverse persoane care se pot înscrie, mai ales pentru publicul feminin. Dar era doar o simplă idee, m-am gândit și la alte alternative pentru voi, strict pentru matinalul vostru. Știi, mie îmi place să fac, mi-ar plăcea, de fapt, n-am făcut niciodată un giveaway, dar mi-ar plăcea să fac produsele altuia, nu vreau să dau cei al meu, știi? Atunci găsești un sponsor. Care asta sună rău așa de dimineață, găsești un sponsor. Să-ți pun la dispoziție mai multe produse pe care să le poți da la giveaway. Asta dacă nu vrei să-ți dai din propriile tale lucruri. Uite, aș vrea să te întreb, cum a prins moda asta a giveaway-urilor? Ne plac lucrurile gratis, nu-i așa? Da, ne plac lucrurile gratis. Cumva românul este ancorat în tot ce înseamnă a participa la concursuri pe Facebook și pe Instagram și povesteam la o altă ediție când ne-am văzut că am observat foarte multe conturi de social media, Facebook, Instagram, unde oamenii doar asta fac, adică sunt share-uri la sute de branduri, deci rămâne surprins să nu postează nimic cu oamenii respectivi. Sunt doar share-uri sau poze pentru... Ia să-mi zici și mie unde-s paginile alea. N-am participat niciodată la un Din motiv de GDPR nu aș putea să-ți dau conturile oamenilor, dar ți-aș putea da câteva capturi de ecran și să șterg numele persoanei respective ca să vezi. Deci am rămas șocat. Este un studiu genial de caz. Deci sunt foarte multe categorii de oameni care participă la astfel de concursuri. Chiar concursomani, cum i-am numit noi, dar și oameni care pur și simplu vor să-și încerce norocul pentru că îi se pare interesantă ideea pe care noi, ca brand sau ca persoană fizică, o lansăm în mediul online. Și am spus că ar fi foarte bine să trecem printr-o serie de pași, pentru că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par. Și nu sunt gratis, în orice caz. Evident, nu sunt gratis. Pentru că noi avem impresia, dar noi pentru a intra în giveaway trebuie să facem aia, să dăm like lui. Exact. Și să mai dăm tag și la trei prieteni pe care poate nu-i avem. Asta ține de mecanismul concursului și o să vorbim și despre asta. Doar că, cum ai spus și tu, nu e gratis. Nu e gratis nici de partea celui care participă, nici de partea celui care organizează giveaway-ul, pentru că are niște costuri destul de măricele pentru a pune la bătaie un astfel de concept. Și ține foarte mult de mai mulți factori. Dar o să explic îndeaproape fiecare lucru. Primul lucru, trebuie să ne gândim dacă avem un motiv bun pentru a face acel giveaway, adică ce ne dorim noi să obținem în baza acelui concurs. Vrem să arătăm oamenilor că existăm pe piață cu un anumit concept, vrem să facem awareness sau vrem să influențăm intenția de cumpărare sau vrem să ne creștem comunitatea de fani. Sunt foarte multe criterii pe care ar trebui să le luăm în calcul pentru ca ulterior să dăm mai departe mecanismul concursului ca să fie un flow cât se poate de corect, pentru că o mică discrepanță poate stârni reacții negative sau se poate pierde din flow-ul de lucru și oamenii pot răspunde ciudat la provocare sau chiar greșit. Am avut situații de-a lungul timpului unde oamenii n-au înțeles foarte bine mecanismul concursului, de aceea este foarte bine să știi ce-ți dorești tu ca brand și cum să-i explici omului, pentru că omul în social media nu știe la fel de multe pe cât știi tu. Deci, dacă avem un motiv bun pentru care facem acest concurs, este numai bine să pornim la treabă. Pasul 2,
Și foarte important, ține de platforma unde noi alegem să facem concursul, pentru că de cele mai multe ori în social media avem concursuri pe Facebook și pe Instagram. Mai multe pe Instagram s-au dus în ultima perioadă, pentru că putem avea activări cu influenceri, putem avea postări pe stories, care sunt mai simplu de gestionat, adică sunt mai multe avantaje pentru Instagram. Dar dacă publicul nou, nostru nu este în Instagram, ne ducem în Facebook. De aceea este foarte important să știm pe ce criterii mergem, pentru că inclusiv felul în care se desfășoară concursul diferă de la un caz la altul. Știm cu toții că pe Facebook, pe lângă un comentariu pe care tu îl lași, fie că este un mesaj, fie că este un tag către un prieten, mai ai posibilitatea să adaugi și o poză cu totul. Okay. Ai văzut, când încarci un GIF, ai posibilitatea să adaugi și o poză și poate mecanismul concursului asta îți spune. Dă tag unui prieten și arată-mi cum ți-ai petrecut ultima seară alături de el. În schimb, pe Instagram n-ai cum să faci asta în comentarii, pentru că pe Instagram știm cu toții clar, dăm doar tag sau răspundem unei provocări. Atât. Sau putem să încărcăm lucrurile pe story. Dar acolo diferă la fel de felul în care tu îți pui mecanismul la bătaie. Vreau să te întreb, când prea mult e prea mult? Adică, ok, eu fac un giveaway și spun, ca să vă înscrieți, trebuie să dați tag pentru trei prieteni, să-mi dați like mie și Lucutărică cu care fac giveaway-ul, exact. Și să pui și la story o poză. E mult? Omul se plictisește, se gândește, bă, nu merită. Pierd 10 minute să fac chestia asta și s-ar putea să nu câștig. Corect. E too much? Asta este un risc pe care omul și-l asumă în cazul în care acceptă să intre în provocarea ta, în ceea ce lansezi tu. Poate fi too much, doar că nu este o linie clară dacă este sau nu este. Trebuie să testezi. Ce aș recomanda eu, dacă n-ai mai făcut niciodată acest lucru, să încep cu ceva mai greoi, ca provocare, să vezi cum reacționează oamenii, dar să te și aștepți la reacții mai puține și în funcție de cum performează lucrurile și cum răspunde comunitatea, să faci mai ușor mecanismul. Pentru că poți să-ți dai seama, am avut clienți unde am avut astfel de mecanisme. Like paginii sau follow, tag unui prieten, pune-ne și în story și urmărește și nu știu ce lucru ca să ne arăți după aia că ai făcut acea chestiuță. Deci a fost un mecanism complex. Eu am fost puțin, wow, stai puțin că lucrurile nu sunt. Peste 500 de comentarii am primit. Oh, ok, ok. Peste 500 de comentarii. Adică am rămas și eu șocat și mi-am dat seama că lucrurile diferă de la brand la brand, de la caz la caz și de la perioadă la perioadă. Deci niciodată nu este too much. Doar că eu, ca om de marketing, recomand ca mecanismul să fie cât mai ușor în cazul în care vrei să ajungi la cât mai mulți oameni. Dacă vrei să ajungi nișat, targetat și să eviți cumva concursomanii, atunci du-te mai în detaliu să fii too much pentru ei. Pentru că o să zic că, aoleu, am și aia, și aia, și aia, lasă că mai găsesc alte 10 concursuri astăzi la care să mă înscriu. Pentru că ei sunt concursomani. Înțelegi? Lucrurile sunt foarte simple. Ține de percepția lor și de cum te pui tu în mintea lor. Dar da, îți recomand să testezi ca să-ți dai seama cum funcționează lucrurile. Am vorbit de platformă, pasul 3. Știi că eu vorbesc mult, n-am ce să fac. Nu, mie îmi place, te bătai. Dar îmi place că îmi și pui întrebări în timpul prezentării. Pasul 3, în următorul slide. Ce provocare le dăm oamenilor? Cum spuneam, pentru că este foarte important să știi ce vrei să obții, cum spuneam în primul pas. Fie că îi punem pe oameni să dea tag unei persoane sau la trei prieteni, fie că îi punem să ne lase în comentariu o anumită părere. Sunt mai multe lucruri, dar ține foarte mult și de mecanism. Dacă ne dorim să avem comentarii asemănătoare, adică tag la prieteni sau să răspundă cu un simplu cuvânt care poate fi replicat de alți oameni, atunci ăla este un mecanism prin care tu tragi la sorți. Pentru că altfel omul o să-ți spună, dar de ce nu mai ales pe mine și ales-o pe Georgia? Pentru că am avut același răspuns. E cumva prietena ta? Așa funcționează mecanismul ăsta în spate al oamenilor. Așa e cel mai bine să fii transparent și să tragi la sorți și lucrurile să fie cât mai pe față. Adică să ai și un videoclip prin care arăți cum ai desemnat câștigătorii. Dacă ai un mecanism prin care îi pui pe oameni să-ți spună părerea personală asupra unui subiect sau să-și spună o peripeție sau ceva de genul, e clar că e povestea lor și nu mai poate fi copiată de către alți oameni. Și atunci poți să alegi tu singură sau singuri subiectiv, pentru că sunteți voi un juriu desemnat care doar asta să facă la finalul concursului. Deci e foarte important felul în care dai provocarea. De regulă n-am văzut diferențe foarte mari între o jurizare prin trage la sorți sau o jurizare prin a alege punctual un comentariu care a fost mai bun. Poate mai multe comentarii la alea prin trage la sorți, pentru că acolo sunt în bulk mesajele și comentariile, dar depinde la fel de felul în care tu vrei să te poziționezi. Știi ce mă dă pe mine în spate momentul în care văd un giveaway? Dacă la cel giveaway s-a înscris o persoană de 100 de ori.
Da. Și atunci mă întreb, de ce să mă mai înscriu? Că Cutărică are 100 de postări, e clar că el va fi introdus în mecanismul ăsta de alegere prin tragere la sursă de 100, dar de ce are de 100 de ori mai multe șanse de câștig decât am eu? De ce mă mai înscriu? Asta e o problemă pe care la fel ți-o asumi. Și ține și de mecanismul concursului. Pe de altă parte, în momentul în care mă voi uita acolo la numărul de comentarii, vor fi multe, ceea ce pentru mine e bine. Dă bine acolo la numărătoare. Dă bine la numărătoare. Când te uiți din perspectiva clientului, că mamă, uite ce a reacționat. Doar că poți să ai 10 oameni care să fi lăsat 100 de comentarii. Asta îți dai seama cu ochiul liber, evident, când scrolezi. Doar că ține și de cum pui tu regulile pe tavă. Pentru că tu poți să spui clar în regulament, fiecare persoană are voie să se înscrie o singură dată prin a da tag la 3 prieteni. Și dacă tu, după aceea, când anunți câștigătorul, dai puțin scroll și vezi că respectiva persoană s-a mai înscris de 2 ori, ai tot dreptul să anulezi premiul acestuia. Deci cumva tot în ograda brandului, tot în ograda ta ca om revine acest lucru. De aceea e destul de tricky. Sau au fost clienți care ne-au spus, pe noi nu ne interesează de câte ori se înscriu oamenii, chiar vă rugăm să notați acest lucru în copiul concursului. Cu cât mai multe mesaje sau comentarii, cu atât mai multe șanse de câștig. Ok. Ca la loz în plic, cu cât mai multe bilete cumpărate. Pentru că strategia clientului respectiv a fost să aibă cât mai mult engagement și cât mai mult reach, pentru că nu era un concurs care să arate un anumit produs, ci era un concurs care să facă vizibil brandul în sine. Nu îți trebuie mai mult de atât. Pentru că la rândul lor, oamenii când erau tăguiți, erau alții de fiecare dată. Deci cumva tu, ca brand, ajungeai și la acei oameni. Da. Sunt foarte multe lucruri pe care oamenii nu le au în considerare, dar sunt fine tunings de care ar trebui să ții cont. Deci, odată ce am stabilit provocarea, putem trece la următorul pas, pasul 4. Premiile pe care tu le dai. Pentru că știm cu toții, ai nevoie de un buget pe care tu să-l aloci pentru o astfel de activare. De ce spun asta? Oamenii se uită mai întâi la premiu. După aceea se uită la brand, după aceea se uită la ce au de făcut. Dacă premiul îi se pare interesant, atunci gata, mă bag. Dacă premiul este așa, îți dau o diplomă de consolare, o să zic că rămâi cu diploma că nu mă interesează, mă duc la vecinul. Deci trebuie să fie mereu un incentiv interesant pentru omul respectiv ca să-l faci să realizeze acea conversie care înseamnă să se înscrie în concursul tău. De aceea este foarte bine să pui la bătaie premiile de la bun început, pentru că tu ai nevoie și o să vezi în pasul următor, ai nevoie de un regulament de concurs. Și odată ce tu ai premiile stabilite, pe alea nu poți să le pui după aia. Pe alea trebuie să le stabilești de la bun început, să știi clar ce faci, să-l pui pe hârtie și ulterior ai și o valoare a lor totală pe care tu trebuie să o declari, pentru că probabil premiile vor fi impozabile la un moment dat, în funcție de preț. Știu că undeva la peste 600 de lei per premiu se impozitează, deci este foarte complicat. Adică e greu să pornești la drum cu un concurs, să spui hai că îți dau 3 premii, după aia să te gândești că nu le ai, stai că schimbi regulamentul, nu poți să-l schimbi cu una, cu două, trebuie să fac un act adițional pe care trebuie să-l anunț cu 12 ore înainte de implementarea efectivă. Adică sunt foarte multe criterii. E complicat. Asta spun, e complicat. Mai bine ții totul căprărie cu căprărie. Astăzi fac asta, mâine fac asta, mâine văd cu cine colaborez, mâine văd ce premii dau și după aia lansez concursul. Nu te gândești, aoleu, e 1 mai, trebuie să dăm drumul la concurs. Nu, mai bine dai drumul pe 5 și îl ții cu o săptămână mai mult decât să dai drumul și să n-ai totul cap la coadă. Știi cum e, adică trebuie să știi cum să-ți setezi așteptările și cum să-ți creezi propriul drum. Că până la urmă fiecare acțiune în social media înseamnă un drum. După ce am stabilit premiile, de-abia aștept să vorbim despre provocările pe care le-ai putea face tu cu pagina de Facebook. Ok, ok. Sub identitatea cui anunți concursul. Lucrurile sunt destul de simple și aici. Fie anunț eu ca brand, ca pagină, și dau un boost post pe o rază de oameni cu interese asemănătoare de cele pe care eu le targetez, sau implic un influencer. Păi îl implic, eu am 10 followeri pe pagina de brand și n-am cum să... Degeaba anunț la mine. Păi da, implici un influencer. Poți să faci și chestia asta, doar că asta înseamnă și costuri suplimentare. Mm-hmm. Tu ești influencer pentru tine. Poți să anunți concursul, că e clar că este pe pagina ta de Facebook, unde diminezi cu George și așa mai departe. Doar că sunt branduri unde clientul vine și spune, ok, anunțăm pe pagina mea, dar vreau să fie promovat și de influencer. Sau vreau să facem un crossover între pagina mea de brand și influencerul respectiv, adică să am și o etapă, dar să aibă și el o etapă. Să vedem care performează mai bine. Sau eu sunt brandul, anunță influencerul concursul și eu doar dau share.
sunt 11.000 de variante pe care le poți lua în calcul, doar că ai nevoie de bănuți pentru asta, pentru că influencerul nu o să-ți facă gratis. Ok, sunt influenceri care, cărora le place brandul respectiv și o să zică, bine, hai că mă asociez cu el pentru că îmi place și poate faceți un barter. Dar mai greu cu barter, adică eu sunt foarte deschis și îți dau totul pe față pentru că mi se pare normal ca și cei de acasă să înțeleagă clar și să setăm așteptările de la bun început. Mulți influenceri acceptă să facă bartere sau de bună voie, doar că foarte mulți preferă să fie plătiți pentru acest lucru, pentru că, evident, coada e foarte mare la ei. Adică dacă nu ești tu ca brand, mai este alt brand în spate. Pentru că oamenii care știu să se poziționeze ca influenceri știu să și adune oameni pentru potențiale colaborări. Adică eu apreciez foarte mult influencerii, știu cât de grea este munca pe care o depun și e clar că au dreptul să-și seteze niște limite. Fiecare are propriul preț, cum s-ar spune, de aceea este bine să ai asta în vedere și totodată, când alegi să mergi cu un influencer mai departe, să știi clar că trebuie să notezi asta și în regulament. Adică nu poate să spun influencerul peste două zile, vezi că mă retrag, că nu mai pot să fac asta, că mi-a apărut o altă clauză contractuală, nu știu de unde. Odată ce porni regulamentul, e regulament. Adică trebuie să te asiguri tu ca brand, ca om și așa mai departe, că lucrurile sunt ok și în ograda, în grădina influencerului. Aș putea ca brand la început să contactez un influencer care are ceva potențial și și el la început și să-i spun ok, dacă tu faci un giveaway cu mine, tu făcând un giveaway, practic și tu îți fidelizezi și îți crești comunitatea în felul acesta. Și atunci să mai elimini din costuri? Da, se practică genul ăsta de abordare, pentru că influencerii mici au și pretenții mai mici. Chiar dacă sunt pretenții bune pentru calitatea pe care o oferă din punct de vedere content, doar că se practică. Pentru că, ce spuneam, nu întotdeauna un influencer mare este și relevant pentru brandul tău. Pentru că el are o comunitate de sute de mii sau poate milioane de utilizatori și ajunge la 2% din oamenii. Oricum, e mult, 2%. Dar un influencer mic, un micro, nano, cum vrem noi să-l numim, are o comunitate mult mai unită. Pentru că oamenii respectivi nu stau pentru că el e faimos, nu. Ei stau în comunitatea lui pentru că este relevant pentru ei și apreciază ce spune omul respectiv. De aceea este indicat și noi indicăm ca giveaway-urile să se facă cu influenceri mai micuți. Pentru că altfel riști să ieși din area brandului și totodată, cu cât e mai mic influencerul, cu atât știi și care e nișa lui. Pentru că știm cu toții, o vedetă este un influencer pe mai multe nișe. Șampon, parfum, fitness, mașini, orice, muzică, vacanțe. Deci deja am dat 6 nișe pentru 6 branduri diferite. Dar când mergi la un influencer mai micuț, de 20.000 de urmăritori, 15.000, el clar se ghidează după o singură nișă. Deci chiar recomand și ai posibilitatea să ieși și costuri mai mici. După ce aflăm ce facem cu identitatea brandului și ce facem cu influencerul pe care îl abordăm, mai avem încă un pas foarte important, care sunt regulile jocului. Am vorbit de lucrurile cheie, doar că ultimul pas, 6, este de fapt cel mai important, cum spuneam, regulamentul concursului. Fără el nu prea poți să ieși în piață la bătaie, cum s-ar spune. De ce? Pentru că e destul de tricky. Oricum Facebook și Instagram sunt reticenți când vine vorba de concursuri. Ei nu ți oferă posibilitatea asta. Ei spun că este interzis să faci concursuri și giveaway-uri, doar că și le numesc engagement bait, pentru că tu îi faci pe oameni să vină cu niște interacțiuni pe pagina ta, că îi forțezi, că le dai ceva. Ok, da. Doar că se practică foarte mult chestia de concurs. Adică și branduri mari și internațional se practică genul de giveaway-uri și era să cad. Se mai întâmplă. E ok. Îmi place adrenalina. Spuneam că se practică genul ăsta de concursuri pentru că nu prea există situații în spate unde Facebook sau Instagram să fi făcut ceva în privința asta. Poate doar la un influencer foarte mare, cântăreț, vlogger și așa mai departe, nu o să-i dau numele, a avut o problemă recent cu un giveaway pe care l-a lansat, unde Instagram i-a scos postarea de vreo 4 ori. Postare care avea peste 30.000 de comentarii, fiecare în parte. Îți dai seama, copiii respectiv, toți se înscriau și Instagram o dădea postarea jos. Adică s-a autosesizat algoritmul că ceva e în regulă acolo. Și influencerul respectiv are vreo 2 milioane de urmăritori, nu mai contează chestia asta. Îmi spui în 3 minute cam atâta să știi că mai este. Da, și acum o să vorbim despre tot ce înseamnă regulamentul de concurs, o să trecem rapid și o să-ți dau și 3 provocări pe care le puteți face voi. Deci în următorul slide avem... Avem câteva lucruri la care trebuie să ținem atenția ridicată. În primul rând, mecanismul concursului, care este cel mai important. De ce alegem să facem chestia asta? Cum se califică participanții? Asta e musai să spunem.
fiecare participant poate să facă asta, 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 dacă este din orașul ăsta, asta, asta, dacă nu este parte din brand sau rudă de gradul 1 sau 2, adică ține foarte mult de acest lucru. Și cum se înscrie omul respectiv? Cu tag, cu follow, cu comentariu și așa mai departe. Limita de vârstă, dacă o avem, este musai. Ar trebui 16 plus. În cazul în care sunt lucruri care țin de a fi major, atunci trebuie să menționez chestia asta, că doar persoanele cu vârsta peste 18 ani se pot înscrie, pentru că tu ulterior lei buletinele când ai nevoie de aceste lucruri și o să-ți dai seama că nu este relevant. Care este durata campaniei? Este foarte important să setăm o dată de start și o dată de final. Cum se poate câștiga, adică provocarea în sine, cum extra câștigătorii prin comment picker sau jurizare, cum spuneam, și unde îi anunț, fie pe Facebook, fie pe Story. Și în ultimul rând, ultimul punct și foarte important pe următorul slide, pe aceea o să-ți dau cele trei provocări rapid, trebuie să avem grijă mare cu user-generated content, adică oamenii care fac content pentru brandul tău în baza acelui giveaway, trebuie să ai o clauză prin care tu spui că odată ce oamenii se înscriu, își dau acordul pentru ca tu să folosești ulterior materialele respective. Altfel se autosesizează. Sau, drepturile de autor sunt extrem de importante, pentru că oamenii pot folosi anumite chestii unde n-au drepturi de autor, o melodie, o poză, o ceva, se înscriu în concursul tău, tu ai câștigat și vine alt brand terț să spună, vezi că respectiv a câștigat fără să aibă drepturi pe piesa pe care mi-a folosit-o și tu ești tras la răspundere. E, tu trebuie să ai o clauză prin care spui că fiecare utilizator își asumă dreptul că are în vedere toate aceste lucruri privind drepturile de autor și că folosește conținut dedicat realizat de către ei și unic. Acord pentru prelucrarea datelor GDPR. Tot ce ceri din punct de vedere adresă, buletin, sunt doar în scopul pentru care au fost solicitate. După aceea trebuie să le ștergi și Instagram și Facebook nu au nicio treabă cu giveaway-urile, cum spuneam, ei nu sunt de acord și trebuie să menționez chestia asta că Facebook și Instagram nu au promovat în vreun fel campania ta și este făcută pe cont propriu. Foarte interesant, dar să știi că sunt total debusolat acum. Am înțeles foarte multe lucruri, dar mi se pare atât de complicat. Am zis, faci un giveaway. Tare la ureche. Nu e. Și uite, trei provocări la care m-am gândit de dimineață pentru voi, având în vedere că vorbim și de dimineață cu Georgia. Puteți să faceți, eu aș recomanda pe Facebook în prima parte, pentru că e și un alt public, este mai general, e mult mai bine pentru voi, să lansați o provocare prin care voi să încurajați oamenii să vă spună care este rutina lor de dimineață, în fiecare dimineață. Și în baza răspunsului pe care oamenii îl dau, puteți să alegeți singuri, prin juriu, fără să trageți la sorți. Sau puteți să vă asumați că veți trage la sorți, dar autentificarea la notar costă 75 de euro. Pentru că intri pe legea loteriei când tragi la sorți. Asta n-am menționat, dar menționez acum. Deci, costurile se adună. Okay. Sau poți să spui, să lansezi o provocare prin care tu spui următorul lucru. Avem o săptămână la dispoziție prin care noi în fiecare dimineață la matinal vom da câteva indicii pe ecran pe care vă invităm să le notați și să ne lăsați în comentariu la postarea concursului. Dar ce le dăm? Ce le dați ca premii? Păi uite, eu mă gândeam, având în vedere că vorbim de dimineață cu Georgia, puteți să le dați un espresor de cafea, pentru că cafeluța intră bine dimineață când ne uităm la matinal, sau să le dați și anumite obiecte pentru care să facă fitness sau o bandă de alergat în cazul în care ei aleg să-și petreacă ziua cu tine pe ecran și făcând și sport în același timp, sau de ce nu, câteva lucruri care să poată funcționa singure, de exemplu, un aspirator robot care să-și facă treaba. Cât ei se uită la emisiune? Cât ei se uită la emisiune? De mâine vii la muncă, gata, am zis. Sună foarte, foarte interesant. Ți-am zis, pe mine m-a speriat puțin toată treaba asta cu regulamentul, cu taxa la notar și așa mai departe, dar eu sunt convinsă că dacă stăm puțin și le punem pe hârtie și suntem atenți la ceea ce ai explicat acum, lucrurile devin din ce în ce mai simple. Și vă pot ajuta și eu dacă aveți... Aici am vrut să ajung. Ai văzut, am ai venit în întâmpinarea nevoilor noastre. Exact. Mulțumim tare mult că ai venit. Cu mare drag. Mulțumesc și eu. De fiecare dată aduci informații super mega interesante, dar din tot ce ai povestit până acum, asta cu giveaway-ul mi s-a părut cea mai complexă și cea mai interesantă. Implementați, nu mai stați. Nu, cu presiune așa, Robert, lasă-ne ușor. Nu, glumesc. Ar trebui să facem asta, măcar... Hai să facem și cu rubrica ta. Ia uite, acum știți, întorc provocarea. Cu rubrica mea? Bine, acum îmi dai un timp de gândire, pentru că trebuie să văd ce putem face, bine, evident. Adică ai aruncat puțin la mine undița. Îți dau timp de gândire și aflăm și o știre nouă în această dimineață. Ne revedem miercurea următoare, peste două săptămâni, exact. Adică așa, ca să știți ordinea lucrurilor. Și mă bucur tare mult că ai venit, să ai o săptămână cu spor în continuare. Asemenea, mulțumesc la fel. Ziceam că aflăm știri, să știți că pandemia a adus și o scădere istorică a natalității pe tot globul. Cifrele oficiale din multe țări contrazic ideea că restricțiile impuse în acest an ar fi putut conduce la creșterea numărului de nașteri. Și în România s-au născut mai puțin copii în februarie față de aceeași lună anului trecut. Specialiștii spun că de vină este starea emoțională negativă indusă de pandemie.
Restricțiile impuse în multe țări din cauza pandemiei au condus la îngrijorare și emoții negative pentru multe cupluri. Și, deși specialiștii estimau că restricțiile ar putea conduce la creșterea natalității, cifrele arată că se nasc din ce în ce mai puțin bebeluși, cu 10% mai puțin chiar în multe țări ale lumii. De fapt, este greu să fii optimist și în formă în timpul restricțiilor cauzate de pandemie. Morena și Vicenzo tocmai și-au cumpărat o casă nouă, dar și-au amânat planurile de a avea copii deocamdată. This will be the children's room. It has yet to be set up. We want to put in one or two beds depending on the size. For us, marriage means union and creating a family of our own. Marriage, home, family and children. Moving was supposed to be after the wedding, but we had a switch. Deși motivele cuplurilor pentru a nu avea copii deocamdată diferă, situația rămâne și devine emblematică în prezent. I think that Italian young couples are becoming much more economic rational than emotionally convinced that it's important to have another child. So there may be more worried about the future of children. Natalitatea scade și în raport cu mortalitatea foarte mare cauzată de virusul COVID-19, o mortalitate pe care lumea civilizată nu a mai cunoscut-o de zeci de ani. We just got data in from a variety of high-income countries for births that occurred between November 2020 and January 21. And what we do see is a huge baby bust across the high-income world. For example, Spain in January has seen a decline of about 20% compared to births in 2019. First, there needs to be a couple. So partnering is a big piece in that story. And partnering is certainly right now kind of disrupted by the distancing measures. I expect that partnering effects will only be seen later on in declining births. Right now, it's probably economic insecurity that couples had during the first wave, anxiety about health, about what does it mean if I get sick, if I have a baby now. So I think couples during the first lockdowns have postponed, not yet knowing if they will catch up later. În România, sporul natural negativ a crescut în luna februarie anul acesta față de cel din luna februarie anul trecut. Aceasta înseamnă că a crescut numărul deceselor în raport cu cel al nașterilor. A crescut așa ușor energia în platou până am ajuns la final și vrem să încheiem emisiunea alături de una dintre cele mai frumoase fete. Aș vrea să vă spun că Ana Maria Petrișor este alături de noi în această dimineață. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Bună dimineața! Și mulțumesc pentru compliment. Nu e așa, dar mă bucur că mă vezi tu așa. Măi, să știi că am băut și cafeaua, te văd foarte, foarte bine în această dimineață. Mă bucur! Aș vrea să îmi povestești ce mi-ai făcut, că nu ne-am mai văzut de ceva timp. Cum a fost viața ta? Ce să fac? Am lucrat la noua piesă pe care tocmai ce am lansat-o, acum nici 2 săptămâni. Și cam asta, m-am ocupat de muzică, de a evolua în domeniul ăsta. Am scris mult, urmează să le vedeți, că și la piesa asta, practic, mi-am adus aportul, nu doar eu. Am scris-o împreună cu Șerban Cazan și cu Ana Maria Stancu. Povestește-mi puțin despre Șerban Cazan. Eu l-am cunoscut tangențial și vreau să zic că mi se pare unul dintre cei mai buni oameni din muzică, un super profesionist, dar mi-e și frică de el în același timp. Chiar este, da, are un temperament super impunător, dar în același timp e și super funny și sensibil. Cu Șerban râs mult. Deci râs foarte mult cu Șerban. Place foarte mult să lucrez cu el. Deci e unul din persoanele mele preferate cu care am lucrat și sper să mai lucrez în continuare, pentru că chiar e o experiență și ai ce învăța. E genul de persoană de la care cu siguranță ai ce învăța. Cu Emilian, partenerul tău pe această nouă melodie, cum te-ai cunoscut? Ne-am cunoscut tot la studio, la Ha Production, unde, ți-am zis, ne apucasem de piesa asta, o scrisesem partea mea, eu împreună cu Șerban Cazan și cu Ana, și ne-am gândit să integrăm cumva în piesă și partea masculină, în care să spună și el partea lui de adevăr, cum vede el situația, dacă se consideră vinovat. Și ne-am gândit că Emilian a rezonat cel mai bine cu genul ăsta de piese și și-a compus partea lui, de care m-am îndrăgostit pe loc, cum am auzit-o, mi-a plăcut foarte mult și am zis, gata, o facem, asta este, mi-a plăcut foarte mult și avem și un feedback foarte pozitiv și cred că și oamenilor le-a plăcut, nu numai nouă. Titlul melodiei, cum l-ați ales pentru a ta? Păi, având în vedere că ăsta e light motivul piesei, ce anume fericirea mea pentru care renunț
din cauza fericirii lui, o las pe a mea pentru fericirea lui. Și evident se repetă foarte mult faptul că renunț la fericirea mea pentru a ta și am vrut să pun accentul foarte mult că pentru a ta, să se înțeleagă foarte bine. Ești vinovat. Ești să vinovat, știi, exact. Din vina ta. E din vina ta. Uite la ce am renunțat eu pentru tine, să apreciezi. Că sunt fete care mai fac asta și bărbații nu apreciază. Și am scos eu piesa asta ca să le-o arate, să zic că vezi, măi. Uite ce zice fata asta aici. Are dreptate. Dar băieții cred că nu fac și ei asta? Ba da, nu, cu siguranță. Cred că și ei au așa un spirit de sacrificiu. Nu putem să fim așa. Nu le putem suntem lua ceia lor. Noi feministe, dar nu le putem lua ceia lor. Nu, eu cred că unii băieți chiar iubesc așa mult mai... Ei poate nu arată la fel de mult ca noi, nu se exteriorizează, dar cu siguranță acolo în sufletul lor iubesc și ei. Ce să... Nu vor ei să ne arate ca să nu să pară nu slabi. Exact. Dar și bărbații plâng câteodată și ok. Păi eu știu că voi doi nu plângeți, niciunul dintre voi, în acest clip. Aș vrea să și ascultăm piesa în această dimineață, ca să înțelegem ce-i cu fericirea asta și cu sacrificiul. Băi, nu plângem, dar ni se zbârlește pielea pe noi de fiecare dată când vă ascultăm. Dar sunt persoane care au plâns pe ea. Abia aștept să știi că mie îmi plac genul acesta de piese. Și eu numai asta, în primul rând, eu numai asta aș cânta, pe lângă îmi place foarte mult să ascult, numai asta aș cânta. Evident, nu poți să cânti numai de despărțire și de durere și de... să mai înveselim puțin și oamenii, dar recunosc că sunt preferatele mele. Păi hai să ascultăm și varianta ta de piesă așa mai tristuță și despre sacrificiu și fericire și sper să vă treacă toți fiorii, pentru că o ascultăm chiar acum pe Ana Maria Petrișor și Emilian și melodia lor pentru a ta. Păi n-ați reușit să o vedeți pe Ana Maria, dar eu am tras așa cu ochiul către tine și trăiai cu toată, tot sufletul, melodia. Dată. Și jur. Vreau să te felicit că e greu să fii în zona de mainstream și să-ți dorești să ai un public cât mai generos și totuși să ai componenta asta super artistică. Da. Pare că genul ăsta reușește mai mult în zona de underground, dar tu ai reușit exact la confluența dintre stiluri. Clipul este bombă, fantastic. Mi-a plăcut super mult. Și eu mă pierd de fiecare dată când văd clipul. Și tare, suspans. Da. Că e bine și așa. E bine. Dar pentru cei care s-au regăsit, vreau să te întreb unde este vina. Dacă eu, de exemplu, renunț la fericirea mea pentru fericirea lui, a cui e vina? E a lui că nu mă face fericită sau e a mea că renunț la fericirea mea? Cred că e la mijloc. Cred că nu e bine nici așa să renunțăm cu totul la noi pentru altcineva. Dar nici celuilalt să nu-i pese că iubita, iubitul vrea să-ți dea și sufletul și fericirea și tot ce vrei și pe tine nici atunci nu te interesează. Cred că undeva la mijloc. În piesă, de exemplu, protagoniștii, niciunul pot să spun eu că n-a considerat corect. Nici el a zis, bine, nu-mi pasă, eu mă duc, că mi-am găsit pe altcineva și am zis, bine, eu sunt fericită așa, dacă pe tine asta te face fericită. Dar oricum, genul ăla de dragoste e greu de atins. Nu prea renunțăm la fericirea noastră pentru fericirea altora. E o maturitate pe care nu o atingem foarte mult în iubire. Eu nu știu dacă aș face asta. Cred că nu. Nu aș face asta în piesă. Merge. Adică m-aș bucura pentru el că e fericit, dar eu n-aș fi fericit, asta e clar. Foarte interesant. Îmi place discuția asta și îmi place, uite, când există o piesă și ai ce să povestești despre ea, care are un mesaj, știi? Da, chiar mă bucur de piesa ta, mă bucur bine, pentru tine. Evident, este un puțin nou metaforă, nu putem să o luăm chiar motamo. Fata n-a renunțat, vă dați seama că ea nu e fericită, că el e cu altcineva. Dar avem de învățat din genul ăsta de piese. Zic eu. Și cel mai important e să ai muzica aproape când treci prin momente de genul ăsta, că parcă trec mai ușor. Păi muzica e cel mai bun prieten al nostru când ne e cel mai rău. Din și când ne e cel mai bine. Și mai ales când ne e cel mai bine. Mă bucur că ai venit astăzi de dimineață, mă bucur că ne-am revăzut și îți doresc mult succes. Și eu la fel. Abia aștept să văd ce mai pregătești, să știi. Mai vin la voi să vă arăt. Te așteptăm cu drag și v-am anunțat, se încheie emisiunea cu Ana Maria Petrișor, am ajuns la final, nu vă lăsăm chiar singuri. Vă amintiți probabil că pe vremea când încă se mai juca mult tenis și aveam foarte multe turnee celebre, exista și Roland Garros. E bine, Roland Garros nu a jucat niciodată tenis. Pam, pam! Și asta am aflat de pe canalul de YouTube Culisele Sportului, acolo unde vă trimitem și pe voi să faceți niște căutări, dar în orice caz astăzi aflăm despre Roland Garros și vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această dimineață. Vă aștept și mâine de la ora 9 fix, așa cum v-am obișnuit și, bineînțeles, acum pe final vă doresc să aveți o zi minunată, plină de energie bună, chiar dacă afară e așa înnorat și cețos, să ne prefacem că e bine. Și nu trebuie să ne prefacem, chiar e bine. Să aveți o zi frumoasă!
Numele lui se identifică astăzi cu cel mai important turneu internațional de tenis din lume, dar nimeni nu îi știe cu adevărat povestea. Roland Garros a fost un fan al sportului, dar nici pe departe un jucător de tenis renumit, așa cum am bănuit. El este unul dintre cei mai cunoscuți aviatori francezi, un erou al primului război mondial. Este omul recordurilor și al premierelor. Și totuși, care este legătura între pilotul care a luptat contra germanilor și turneul de Grand Slam de la Paris? Eugène Adrien Roland Georges Garros s-a născut pe 6 octombrie 1888 în Saint-Denis. Liceul a terminat la Paris, unde de altfel a absolvit și școala de înalte studii comerciale. Roland Garros este un sportiv desăvârșit. Face ciclism încă din școală, apoi când intră la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior specializată în comerț, Roland Garros se înscrie la secția de rugby a lui Stade Français. Mai târziu va participa și la curse auto, iar dacă practică tenisul, tânărul o va face mai ales ca simplu amator. La 21 de ani s-a urcat pentru prima dată la bordul unui avion, monoplanul Demoiselle. Un an mai târziu a obținut brevetul de pilot, de atunci începând să participe la competițiile de profil din Europa. Garros și-a câștigat faima înainte de primul război mondial. În 1912 a câștigat cursa din cadrul circuitului de la Anjou. Apoi, el a stabilit un nou record mondial pentru cea mai mare altitudine, înregistrând 5610 metri. În 1913, Roland Garros a devenit un adevărat pionier al aviației, realizând primul zbor fără oprire peste întreaga Mare Mediterană. Acest lucru s-a întâmplat în 1913, la bordul monoplanului Morin-Saulnier. Zborul a început din orașul Fréjus, localizat în sudul Franței, și a avut ca destinație Bizerte, o localitate din Tunisia. În 1914, când a început războiul, Roland Garros era deja celebru în lumea aviației. Pe 28 iulie 1914, el se afla la Berlin și din cauza evenimentelor politice a fost arestat la domiciliu. Știa că războiul începuse și că țara avea nevoie de el, așa că s-a strecurat afară pe geamul de la baie și, urcându-se la bordul avionului său care se afla în apropiere, a zburat înapoi în Franța pe timpul nopții. Odată ajuns înapoi, se pare că de la început proiectul său aviatic a fost respins. Însă el s-a înrolat oricum în armată, fiind convins că războiul aerian va avea un rol important. Inițial, a luat parte la misiuni de recunoaștere, însă era limitat de tehnologie, dar Garros nu s-a dat bătut. În ceea ce privește lupta pe calea aerului, în acea vreme era mai complicat. Pilotul se ocupa strict de coordonarea avionului, iar un soldat secund încerca să tragă în avioanele inamice. Garros lucra în paralel la dezvoltarea tehnicii de luptă în aer, dar în același timp era prezent la datorie. Se spune că pe 3 august 1914, Garros a reușit să doboare un zeppelin, chiar deasupra frontierei germane, distrugând aeronava inamică. Se pare că acest lucru a răspuns la întrebarea dacă Marele Război se va disputa parțial în aer, în condițiile în care marile puteri implicate dețineau peste 2000 de aeronave și dirijabile. Bazându-se pe cercetarea făcută de inginerul Raymond Saulnier, Garros a ajutat la elaborarea unui sistem de sincronizare care să permită piloților să tragă prin elice fără să lovească lamele. Așa se face că până în aprilie 1915, avionul său era echipat cu sistemul de tragere pe care îl dezvoltase. Prima aeronavă pe care a doborât-o utilizând noua tehnologie a fost o aeronavă germană, asupra căreia a tras cu o mitralieră pe 1 aprilie 1915. Alte două aeronave nemțești i-au căzut pradă pe 15, respectiv 18 aprilie. Deci se pare că pentru Garros, faptul că pe sub ochelarii de protecție purta ochelari de vedere nu a reprezentat un impediment. Pasiunea pentru avioane, dar și curajul cu care lupta, l-au făcut celebru.
doar că sfârșitul a venit mai repede decât se aștepta. Pe 18 aprilie 1915, din cauza înfundării conductelor de alimentare, Garros a fost obligat să aterizeze pe terenul nemților. A fost capturat de către inamici și închis. Și pentru că era considerat un soldat inteligent, germanii l-au mutat din lagăr în lagăr, de teamă ca acesta să nu aibă timp să-și facă un plan de evadare. În 1917, el este transferat în lagărul de prizonieri de la Magdeburg, unde l-a cunoscut pe locotenentul Ansel Marshall. Cei doi pun la cale un plan de evadare, confecționează uniforme militare germane și cu ajutorul lui Anselm, care știa foarte bine limba germană, reușesc să treacă de santinele. Odată ieșiți de acolo, pornesc spre Franța pe o rută ocolitoare, Germania, Olanda, Anglia. Odată ajuns în Franța, el dorește să se întoarcă în armată. Este primit chiar de liderul francez, Georges Clemenceau, care îi oferă un post de consilier. Numai că Roland dorea să se întoarcă înapoi, la cârma unui avion. I s-a oferit această șansă, doar că în timpul în care el a fost închis, tacticile de luptă aeriană au evoluat mult, iar el rămăsese în urmă. În octombrie 1918 a obținut, se pare, două victorii, însă nu au fost suficiente. Roland Garros a murit pe 5 octombrie, cu numai o zi înainte de a împlini 30 de ani și o lună înainte de finalul Marelui Război. Competiția de tenis a fost inaugurată în 1891 și era un turneu național dedicat jucătorilor care erau membri ai cluburilor franceze. Din 1925, turneul de tenis a devenit accesibil și străinilor. 3 ani mai târziu, Franța a câștigat marele trofeu, Cupa Davis, prin mușchetarii Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet și René Lacoste, care i-au bătut pe americani chiar la ei acasă. Pentru a sărbători această reușită, dar și pentru a-și apăra titlul cum se cuvine, Federația Națională de Tenis a decis ridicarea unui teren dedicat competiției. Statul francez le-a oferit 3 hectare de pământ lângă Port d'Auteuil, Paris, având o singură condiție, aceea de a numi noul teren Roland Garros, în cinstea pilotului erou. Aceasta este varianta oficială, însă cealaltă variantă sună un pic mai diferit. Numele lui Roland Garros este asociat de toată lumea cu tenisul, în particular cu arena pariziană, care din 1928 găzduiește internaționalele de tenis ale Franței. De ce? Pentru că fostul său coleg și cel care l-a introdus la secția de rugby de la Stade Français nu este altul decât Émile Lecieux, mare atlet și jucător de rugby. Devenit președinte al prestigioasei secții de rugby în 1927, Lecieux, foarte bogat și influent în lumea sportului, va impune numele prietenului său prematur decedat pe frontispiciul noii arene de tenis de la Paris. Nu voi scoate niciun ban din buzunar dacă nu botezați stadionul cu numele amicului meu Roland Garros. Iată deci cum numele unui celebru aviator a fost dat unei arene de tenis.